mașinile youtuberilor români, dar și supercaruri versus rampa asta gigantică rău de tot. În acest videoclip o să luăm fiecare mașină din asta pe rând și o să ne urcăm cu ea până acolo sus de tot. Vom descoperi care merge și care nu, așa că rămâneți până la final. O să începem cu cea mai tare mașină de aici și anume acest Logan, bă. N-aveți cum să nu iubiți Loganul, e mașina copilăriei poate a multora dintre voi. Hai să vedem ce poate Loganul. Puneți pariurile în comentarii, nici de aici nu cred că nu trece. Hai să vedem ce aia, bă, că Loganul e o forță. Ia uitați-vă și voi ce bine s-a dus. Mamă, peristrea cu ăsta-i dă-n tare rău de tot, băieți, până acolo sus de tot în vârf trebuie să ajungem. Am ajuns până la punctul 10. Hai, bă, că se duce bine, bă, Loganul, bă, urcă. Ia uite-l ce bine se duce. Hai, Loganașul meu, mergi puternic rău de tot. Bă, deja dă greu rău de tot aici, mamă, bă, ce să mai urce, bă, că deja e ruptă două. Ăștia 65 de cai, ce? Avem 1.616 valve, vezi că are 80 de cai. Nu mă lăsa aici, nu mă lăsa. 40. Mamă, deja mă aruncă aproape jos de tot. Mai merge Loganul încă una? Hai te rog, încă una. Ce să mai gata, asta i-a fost, deci am ajuns până la 40. Loganașul l-am testat, acum o să luăm bolidul lui Zbâr, băieți. Bolidul lui Zbâr este un Mercedes similar cu acesta, numai că ăsta e Brabus. Adică e ceva mai șmecher decât mașina lui Zbur. Mamă, cum sare! Opa! Da, se descurcă bine. Se descurcă bine, mă, n-ai nicio treabă. Cel puțin în prima parte a testului ăsta nici n-am trebuit să se complice. Având în vedere că e o mașină foarte puternică. Merge super bine. Da, da. Că uite ce bine se duce. Hai. Îi dau și cu viteză cu ăsta. Îi dăm în drift, îi dăm șmecherie. Foarte puternic dezvoltat acest Brabus. Mi se părea totuși că Brabusul ăsta ar trebui să urce lejer. Încercăm și Duster-ul după să vedem dacă Brabusul de România e mai bun sau nu. Dar e și foarte abrupt. Cum Loganul s-a descurcat super. A fost până aici la 40. Respect Logan în comentarii. Deci nu cred. Mamă, că asta merge, mă, merge, băieți. Parcă totuși nu e așa puternică mașina asta cum m-aș fi așteptat. Deja nu mai ia curbele, ce să mai. Na. Hai că mai merge puțin. Hai, brodare. Hai, bro, nu mă lăsa aici. M-a lăsat, băieți, deci a ajuns între 40 și 50, un pic mai sus decât Loganul. Acum încercăm cu Brabusul românesc, băieți. Mamă, vezi că mașina asta pare că are furie așa din primele secunde. Ia să vedem dacă sare mult. Aici sare mult și nici măcar n-am accelerat-o. A, băieți, Brabusul românesc îl conducem de la bord așa. Să vedem dacă se duce bine. Ăsta e fix primul model sau e al doilea? Cred că e al doilea, băieți. Pare că se descurcă mai bine. Până aici a ajuns super repede. Hai să luăm și curba. Deci trebuie să treacă de 40. Cam asta ar fi limita la care suntem acum. Unde e curba? E foarte dificil. Dacă vreți să vedeți cât de dificil e, descărcați-vă și voi mapa asta. Iar dacă vă place acest videoclip, nu uitați să dați și voi un buton de like acolo, să-i dați un click. Hai de rampă. Hai de Brabus românesc. Da, mă, trece de 40. Dacă se duce mai sus decât Brabusul ăla, eu o nebunesc. Și lăsați-mi în comentarii cu ce mașini vreți voi să mai testăm pe această rampă nebună. Bă, cred că doar că Loganul s-a dus, da, nu mai urcă. Deci a ajuns până în același loc unde s-a dus și Loganul. Având în vedere că Brabusul original s-a dus un pic mai în față, eu zic că Brabusul românesc e tare rău. Ne-am distrat destul de bine cu Brabusul românesc. Acum hai să luăm și un E60, băieți. Oh my god. Asta este și noua mea mașină. Bine, nu e M5, dacă era M5 era altceva, dar nu contează. Chiar se duce bine rău de tot. Deci asta e peste toate la momentul de față. Haide, ia să vedem și în curbă aici. În curbă e cel mai periculos că poți să zbori imediat de pe mapă, dar mașina asta e lipită de asfalt. Haide, broadere, broadere, 30. Let's go, până la 30 s-a descurcat pe impecabil. Du-te. Îi dăm și un pic din first person așa să vedeți cum se vede. Hai, bă, că se vede mișto și la bord. Mamă, dar am pierdut un pic de viteză că nu am accelerat pentru o secundă. De aici chiar începe să fie super dificil tracul. Gen, mașina nici măcar nu mai ia curva, dar ajunge la 50, mă. Prima mașină care ajunge la 50. Let's go, boys. Și dacă conducem noi ca lumea, poate urcă și... Na, nu cred că mai urcă. Urcă, bă, urcă. Holy, fii atent că urcă. Mamă, dar deja patinează rău de tot și... Bă, urcă, fiți atenți. Nu mai urcă, băieți. Cred că astea a fost. Nu mai se duce... Să duce direct, nici nu mai pot să oprez măcar. Bă, dacă BMW-ul s-a descurcat așa bine, am zice că și Urusul ăsta ar trebui să meargă foarte bine, nu? Hai să vedem. Sunt sigur că în prima parte a track-ului o să meargă bine. Bă, dar vezi că ăsta e leșinat rău de tot Urusul ăsta. Hai să vedem dacă merge bine sau nu. Până la 10 s-a dus bine. Mamă, dar se ține greu pe stradă și parcă nici nu accelerează așa tare cum te-ai aștepta. Parcă are mai multă putere fix atunci când începe să urce decât când merge normal. Ciudat rău, ia să vezi și de la bord. Nu știu ce e FOV-ul ăsta, zici că
adică conduc cu capul lipit de mașină. Dar merge bine, mă, ursul acolo. Și am ajuns la 30 deja și ne apropiem de 40 și mașina deja e leșinată. Nu cred că ajunge până la 60, unde ajunge 60. Deși mașina asta va ar trebui să fie puternică, rău de tot, are motor de Logan pe aceea, bă, pus pe trașcareta asta. E chestia că prinde viteză și aici nu mai merge să ia curba. Eu virez și ea se oprește dacă virez prea tare. No, mai gata, e leșinată. Ripurus în comentarii, vreau să văd. Amă, să încercăm și cu o mașină electrică, poate are mai multă putere în ea și așa pare. Pare că asta chiar se duce tare rău de tot pe restricul ăsta. Este modelul X al lui Zbâr. Deci model X al lui Zbâr. Hai să vedem cum se descurcă. Vezi că se duce bine până la 10, rachetă. Mamă, mamă, asta e rapid rău de tot. Mașina asta cred că bate toate recordurile. Bravo, bă, Zbâr, ai mașină ca lumea. Am înțeles. Băi, mașina asta e extraordinar de rapidă. Sunt curios dacă în realitate îi se ridică eleronul ăla așa ca pe GTA sau e doar pe GTA. Și accelerează și tare rău de tot. Deci probabil era gata, gata să o comit. De asta se duce mai bine, are mai mult cuplu și trage mai bine la deal. Wow! Uite, uite aici zic. Uite, vezi? Asta are putere în continuare să tragă la deal. Pute 60, o s-a dus mai bine, mai bine decât o mașină electrică, deci nu pot să cred. Nu se duce! Băi, vreau să încercăm Lamborghini-ul lui Dorian Popa. Dacă nici Lamborghini-ul lui Dorian Popa nu mai merge bine aici, ce să mai încercăm alte mașini? Bă, și asta pare că se duce bine. E foarte stabilă și ia virajul repede, dar suntem de-abia la 10. Haide, măi, Lamborghini, să vedem ce știi, dacă ești puternic sau nu. Luăm așa cu drift, 20, let's go. Bun, 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 bun. 30, trage puternic. Hai să vedem un pic din interior. Foarte mișto senzația asta așa de spider, adică de decapotabilă, băi, dacă nu știați ce înseamnă spider. Urcă, mă, mașina, urcă, n-are treabă, n-are treabă. Opa! Te rog, te rog, nu muri aici. Nu omoare, mă, asta trage. Bă, și e doar tracțiune spate, uitați-vă și voi. Dintr-o parte suntem, cât de înclinată e mașina. Uite aici, de exemplu, nu știu dacă mă urcă. Hai păpușă. Oh my god, astea a fost, băieți. Băgăm un SUV, băieți. Poate asta reușește să treacă Rolls-Royce-ul Cullinan al lui Țancă. Băi, hai mă, Țancă, ia să vedem ce mașină ai. Da, o mașină din altă lume. Uitați-vă și voi, e cu camere 780 peste tot, să vede frumos. Mașina asta e bună pe rampele în care trebuie să mergem pe sub apă, dar la chestii ăștia de putere, nu știu ce să zic, nu mi inspiră așa multă încredere. Hai la 30, băieți. Uf, s-a dus cam greu. Ne apropiem de 40. Bă, am zis că nu știu dacă ajunge la 40, dar uite totuși că ajunge. Bă, mă, acum împinge puternic. Hai mă că împinge, mă, împinge, împinge. 40, bun. Luăm curba. Bă, eram pe margine. Vezi că împinge fără să-i patineze roțile. Ăsta e un lucru foarte important în off-road, să nu-ți patineze roțile. Pe rampa asta înclinată e foarte important să nu-ți patineze roțile. Uite, atenți că mașina asta e tanchetă, numai că e grea. E grea și o ia într-o parte. Mamă, ce era să o scapă. No, mai gata, patinează. Rip în comentarii. Băi, băieți, haideți să încercăm și un McLaren din ăsta. Tot sunt la mod acum chestiile cu Donka, băieți. Hai să vedem dacă ăsta e rachetă de mașină sau nu. Din câte știu, are o mașină din asta. Vezi că, mamă, cum stă pe stradă și cum se duce. E legendă. E absolut legendă. Mă, că până la 30 am ajuns. Nici eu nu știu când am ajuns. Instant! Și se ridică și eleronul ăsta așa frumos. Hai să vedem un pic și la bord. Tot așa, spider, frumos, nu pot să conduc de la bord. Și vreau ca voi să-mi scrieți în comentarii ce mașină să mai încercăm să urce pe nebunia asta de rampă. Bă, că e greu rădă tot. Deci, nu știu, dacă nici Ferrari, nici Lamborghini. N-am avut niciun Ferrari. N-am avut niciun Ferrari în videoclipul ăsta. Hai te rog, hai te rog, hai te rog, nu mă dezamăgi. Mama asta, nu! 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 Băi, băieți, am fost la veri cu tuning și mi-a pus boost. Acum cred că o să reușim să facem chestia asta. Mi-a băgat aici două butelii de nos în spatele acestor scaune șmecheri. Uitați-vă și voi cum ne ducem. Mi-a băgat două butelii, dar trebuie să nu consumăm boost-ul până ajungem acolo. Deși eu să mă mai folosesc așa de el din când în când. Haide, băi, veri cu boost. Mi l-a pus pe claxon, a zis că îmi face farsă. Are frânele ăștia puternice, rău de tot, băieți. Mă urc pe volan când frânez. Da, mă, da, merge, Vericu Boost. Mi-ai făcut o treabă foarte bună. Ia să vedem dacă acum cu puterea lui Vericu urcăm și noi acolo sus mai ușor. Chiar vreau să văd ce este acolo pe rampa asta insane rău de tot. Opa, era să cad. Hai, mă, Vericule, mi-ai făcut lucrare bună sau îmi dai bani înapoi? Cred că mai dă bani înapoi. Mi-a făcut, mă, Vericu lucrare bună sau sal? Vezi că mi-a făcut Vericu lucrare de milioane. Cu boost-ul de la Vericu am reușit să ajungem aici sus, băieți. Dacă ți-a plăcut clipul ăsta, trebuie neapărat să dai like și click în partea dreaptă pentru un alt videoclip cu GTA 5 mișto.